Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod, unul mai educativ, pentru că eu tot fac tot felul de chestii dăunătoare pentru copii, să zicem așa. Astăzi vreau să vă țin într-o armonie bună și să aflați și voi chestii, să vorbim cu un om care e destul de trecut prin viață, de două ori mai trecut prin viață ca mine. Dacă vă place episodul și vreți să mai vedeți episoade de genul, podcastul nostru mai neoficial, nu uitați să apăsați butonul de lichean acolo, forță, subscribe dacă nu sunteți abonați și clopoțel. Cine e Sorin? O jumătate e ca nimeni. Cum ai fi atent aici? Prezintă-te într-un minut. Românește... Poftătorul de rigoare, unul care vrea să facă multe, dar reușește 80% din ce vrea să facă. Aproape 80%. Și care speră că mâine pe mâine să facă 90. Da. Cum ai ajuns în Africa? Foarte simplu, cu avionul. Nu a fost ușor să prinzi avionul. Păi care a fost factorul de te-a trimis în Africa? Divorțul de fosta soție, bâlbile, coatele și bârfile bâlbile românilor din Italia. O portiță deschisă neașteptat, undeva la Italia. Te-ai dus acolo cu munca, practic. Nu te-ai dus că vrei tu să vezi savana și elefant? Da, cu munca și cu o portiță deschisă spre nicăieri. Povestește-mi cum a fost cu plecarea cu tot. Na, iau tot de la început, de unde te simți tu pregătit. Cu plecarea, zugrăveam un apartament la etajul 6, în Re di Roma. Așa. Ai fost în Italia înainte, adică? De acolo a plecat aventura cu Africa. Bun. A avut cineva la ușă care nu vrea să vorbească italiană și vorbea engleză și a întrebat de patronul casei. Și eu, care mai aveam niște urme firme de engleză, firme de engleză, i-a spus, tu e acasă, ce vrei să ia aia? Curios, tipul m-a întrebat, dar tu cine ești, de ce vorbești engleză? A, și de unde ești? Din România. Ai făcut în România. Am făcut de ele. Mergi cu mine în Africa, în Ghana. Nu știam de Ghana. A auzit de Africa până acum? Asta Africa, auzisem. Și de Ghana auzit. Ce știi de Africa, de înainte de să mergi în Africa? Că e cald. Ok. Și ce am învățat la geografie, la școală. Câți negri văzusei aproximativ până atunci? La televizor. Ok. Nu, mint, am mai văzut și până Italia pe uliți. Și cu în Germania, în volumul mai. Știți? Și... Da, zic, nu iau să merg în Ghana, doar să scăp de Italia. Ce crezi? Ne vedem joi la de-aia, fă-ți pașaport, te duci la ambasadă. Ia de colea cartea de vizită, te duci la ambasadă, putem dimisi eu. Îți dă viză. Și a mers la asta? Da, că ăla nu era neca nimeni. Aha. Și... Deci, ca să înțeleg, dacă patronul era acasă, nu te mergeai în Ghana, practic. Sau era o șansă foarte mare să te mergeai? Lucrau împreună. Ăluia căruia îi făceam apartamentul, mai târziu l-am cunoscut în Ghana. Era tot un... Ah, ok, ok. Mare. Dar a contribuit mult ăsta care a venit în vizită, Taricone. Al cincilea cel mai tare om din Ghana, la vremea. Și adică la cartea de vizită, ești la ambasadă, te-am trimis eu, îți dă viză și îți faci vaccinurile, 410 euro. Fac vaccinurile, am încat la vizită și am plecat în Ghana. Deci, când ai plecat? Octombrie 99. Da. Octombrie 2000. Octombrie 2000. Da. Ok. Și cât ai stat? Până în 2002. Consecutiv, adică ai stat numai acolo? Da. Ok. Bun. Și când ai ajuns acolo? Primul impact? Primul impact de la plus 12 grade de la Fiumicino la plus 40 în Accra. Nu era aer, nu încăpea. Ușa avionului. Mamă. Ia una nestingenă. Da. Cu un sacou subțirel. Deci eram gros îmbrăcat. Din mai multe motive. Căldura și umiditatea după malul Atlanticului.
nu puteai să respiri. Ok, bun. Și ai ajuns și prima dată în gara, nu? Prima dată, da, okay. Și ultima. În câte țări din Africa ai fost? În două. În Ghana și în Togo. Ghana și Togo. Sunt vecine? Gen? Da, da. Ok. Și e vreo diferență mare între ele? Da. Care? Mai civilizată Togo, înclinată spre francezi. Publico, publico, te auzim, publico. Spre francezi. Eu am și public, guys, adică... Ghana... Aplaudați! Hai, băieți, hai! Așa. Protectorat englez, mai puțin crocodili în Togo. Deci asta e, zai, astea sunt diferențele între Togo și... Da, păi asta m-ai întrebat, care e diferența. Mai multe biciclete în Togo decât în Ghana. Mai puțin poluare. Mai multe biciclete. Man, stai că am în 2000, adică poluare. Câtă poluare poate fi în 2000? Da, toate... Comparativ cu acum peste 20 de ani. Ghana cu 17-18 ani ca România astăzi. Mașinile cele mai poluante din America și din alte colțuri ale lumii ajungeau în Ghana. Ok. Acum ajung în România. Da. Noi am salvat pe ei. Da. Bun. Ar trebui să fim mai negri. Ca să... O să devine. O să devine. Bun. Ce ai făcut acolo? Prima dată. Foamea. Oh. Ok. Până la foame? Vreo 5-6 luni. Sau poate, cred că nu am zis bine. Cum te-ai adaptat? Da. Relativ ușor, că trecusem de la o foame europeană la o foame africană. Că nici Italia n-am dus-o chiar pe ruzi de la început, am deschis și m-a plăcut. Și impactul prima dată cu oameni? A fost favorabil. Băștinașii negri de acolo foarte populari, foarte... Băștinași? Negri. Gani, geni, populația de acolo. Foarte primitoare, ospitalieră. La nivelul lor. Și când au văzut pe tine, afectuoasă. N-au vrut să te mănânce pe oameni sau cum? Sunt nu, și canibali acolo? Nu... Nu. Adică sper că n-ai avut niciun... Și canibal, n-am întâlnit. Cred că n-ai avut niciun episod ăsta să te alergi câțiva... Nu. Magrebieni. Vegetarieni. Avem de urmă, de învățat de la ei. Ok. Păi nu prea au carne, adică ce să învățăm? Au, dar trebuie prinsă. Nu stă carnea. Nu stă carnea. Ale. Nu stă carnea, trebuie vânată. Trebuie prins. Okay. Plantele stau. Bine, trebuie și ele un pic cultivate. Poți știi în continuare, ai ajuns la... Unde v-ați cazat? Undeva... Nu ne-am cazat. Trebuia cineva să ne aștepte. Șocul când vezi o mare de negri care se repet pe tine. White man, rich man. Era rich man. Vedeau. Coborai din avion, chiar dacă tu erai nemâncat două zile. Așa? Bine venit în gara, hai la mine taxi, hai venit, unde te duc, unde te duc, nu știam unde trebuie să ne ducem la persoană de contact care era la plajă și nu să-mi dea telefon, o cartelă, fă vamă, pune... Aveai bani pistoale. Sau ai schimbat bani măcar ceva acolo? Nu, aveam câțiva dolari, am dat 5 dolari pe o cartelă telefon care a durat 1 minut și 20 de secunde, dar am avut timp să mă înțeleg cu unul care se vine să ne ia. Nu știam cum arată, nu știam cu ce mașină vine, nu știam pe ce parte aeroportului, pe unde vine. Știai că era negru? Nu, știam că era italian. Aha. Nu știam câte kilograme are, dar l-am cunoscut, pentru că e unul mare. Era mare. Și probabil era între puțini albi dintre toți. Căsătorii cu de aia de acolo, așa, cunoșteam un pic limba și a strigat la aia. Băi, a lăsat. I-a lăsat-i pe ăștia în pace, că i-am venit eu să iau. Ok, bun. Joachim o chema. Ok. Îl cheam așa, mă, oare. Și unde v-a dus? V-a luat și unde v-a dus? Ne-am luat la Sacovali, unde trebuia să... într-o rezidență. Ai stat la Lux? Am stat un pic separat. Lux față de colibri. N-am stat la colibri, am stat la case de oameni. Nu erau foarte gata, nu erau toate de alea, dar... Foarte aproape de ăsta care fu președinte, secretarul general al ONU, la câțiva kilometri de casa lui, la Aburi. Ok. Am început chiar. Da, ce sunt, 40 de grade, noiembrie.
Și cred că v-ați apucat de treabă, nu? Nu. Nu erau probleme juridice puse la punct ca la noi, la Românica. Și astăzi, probleme juridice. Să judecau pe pământ, că ăștia, firma pe care venisem eu, trebuia să facă 100 și nu știu cât de case, mai erau litigi cu pământul. Deci tu practic te-ai dus să faci case acolo? Da. Ok. Da. Și am început în câteva săptămâni să reconstruim niște case. Dar tu pe ce poți te-ai dus acolo? Adică ce, care era rolul tău acolo? Erai... Să fac case. Păi nu, erai parte din echipă, șef de echipă, erai nu. Președinte, ce erai? Era, am fost doi muncitori, nu. A, doar la doi nu trebuia șef, da. Aha. La doi chiar nu trebuia șef. Celălalt era român? Colegul ăsta meu, da. Un român din Focșani, necalificat, ca și mine, în domeniul construcțiilor. Atacă... Dar la cum te cunosc eu, am avut avantajul vârstei. În timp cred că te-ai impus, cum ar veni, fără să vrei. Sau, da. Da. Pur și simplu te-ai impus. Da. A conta mult micile cunoștințe, micile rămășițe de engleză. Ok. Italienii, cum știm, o scârție cu engleza și a contat foarte mult faptul că eu chiar puteam să mă înțeleg cu negrotei în detrimentul italienilor. Mă chemam pe mine, băi, ce zice ala? Ce zice ala? Ah, ok. Da, nu era foarte ok. Și v-ați apucat de făcut case. Da, mi-a trebuit să traduc din engleza lor în italiană și în română. Ai învățat limba andoreană acolo? Limba cui? A lor. Nu. Nu, ei vorbeau un dialect, mai mult vorbeau mai mult dialect, da. Rugăm PSD-ul să se abțină. Limba oficială. Ai vorbește PNL-ul cu USR-ul, mă rog. Limba oficială era aveau două, engleza și dialectul lor. Nu scap acum. Ți minte ceva după 17-18 ani? A, da. Acuaba? Acuaba binevenit? Cum să zice salut? Ei, n-avea un vezi salut, că, salut a, nu, lor. E ca la noi, de. Salut, noroc. Da, ceau. Și chiar au trecut de atunci foarte, foarte multe de alea, să mă aduc aminte. În schimb, o nație de dansatori. Dansau gen... Din orice dansau. Și pe un șuier de vânt, și pe o ploaie. Foarte puturoși. Ok. O scăpai din noi pe muncitor 10 secunde, dormea. Cădea din picior și dormea. Instantaneu. Înțepat din muscațeții. Deși nu erau... Nu știu, ok. Țeții. Te-ai apucat de făcut casă. Greu. Greu. Bun. Primul angajat al nostru... Nu, ăla mai târziu. Angajat sau angajator? Jonathan, nu. Patronul ăla care ne-a dus acolo și că până lămureau problemele judiciare cu pământul, cu casa, ce bă, reparați corpul ăsta, ăstea două apart. 40 de case pentru angajații lui. Să le amenajăm. Și angajați-vă oamenii, eu vă dau bani cât mă costă materialul tot. Trebuie să-ți găsești oameni, da, echipă. Da. Și pe cine să întrebi? Unde în junglă întrebi de leapă? Și am găsit unul care plângea. Era la poarta curții acolo unde stăteam noi. Cum te cheamă, Jonathan? Măi, ești bun de treabă. Da, vin un coace, mă. Ești omul meu. Ce da, mister. De-a lor, Ganiana. După vreo jumătate de oră, după ce ne-am apucat noi de treabă, am pornit flexul. În momentul când băițașul avea 32 de ani. Deci era cam de seama cu mine, un pic mai mic. Când am pornit flexul, s-a trântit la pământ, s-a pus mâini așa și în limba lui a zis ceva. A luat scânteie, că tăiam un fier. Da, pentru că el n-avea curent electric, nu știa. Probabil știa ceva cu intelectul, dar nu văzuse flex în viața lui. Nu știa că flexul face scântei. Scânteile alea i-au provocat lui o odeia în care a început să urle, s-a udat tot, s-a trântit cu capul în mocirlă, în pământ. Și după episodul ăsta mai era omul tău?
Da, a rămas omul nostru cam toată perioada, cu vreo 3 săptămâni de pauză, când l-a luat un văr de-a lui în Italia, ca și croitor. A făcut operații, s-a lovit la un... și-a tăiat 3 degete, nu la noi, la muncă. Nu știu unde plăia la casă și după aia mi-a zis, bă, nu pot să mai e așa, mă duc în Italia, mă, cu văr în Italia. Nu, în Italia, nu. Dar zic că o să vin înapoi. Și a venit înapoi, în Italia, haide, primește-mă la muncă, dar nu mai am 3 degete, ea e, mă rog, Jonathan. Și ăla a rămas omul nostru de primul angajat. Bază, primul angajat și a rămas până la urmă. Și echipa la apogeu ei cât de mare a fost? 16. O ți-am schimbat bateria, a revenit acum, cu al doilea angajat, acum, el își tot aduce. Nu știu dacă al doilea, mă rog, mai la început, dar așa e. Al doilea a recrutat. Dansatorul ăla care m-a scăpat de Scorpion. Asta e crazy. Ok. Din Pogu. Cum l-ai? Mersi. Nu, băteau la poartă, mă rog, și vreau să angajeze. A, deci știau până la urmă, ți-a dat un... Da, s-a... Păi, ei nu lucrau, lucrau numai în timp programului la noi în colonii. Uh-huh. Aia s-a ceva acasă, luau până în duș, în boschet sau ceva. Și a venit ăsta când o chema? Da, și la un moment dat erau mai mulți la poartă și vinea portarul, niște Sorin, ai 2-3 la poartă, trimite-mă încoace, nu, n-am voie, uite tu la poartă, nu, ce nu la poartă, ce vrei, mă, vreau să mă angajez, ce știi să faci, să dansez. Da, și tu ce să mă, eu sunt pictor, Picasso, da, mă angajez și un pictor. A, pe ce ai făcut cu el? S-au și capere pe acolo, dar nu cred că au... Nu, el a zis că e cel mai bun pictor și că vrea $1.50 pe zi. Zic, nu, salariul $1. Nu, $1.50. Deci stai un pic, asta era salariul pe zi pentru el, pentru angajat? Da, așa erau salariul pe vremea angajat. $1? Da, așa era salariul atunci. Un salariu bun față de ce câștigau ei acolo. Aha, pe și înseamnă câștigau $0.50, $3.50? Da. Dolarul era 7500 de sidis și salariul era undeva la 4000, deci 60 de cenți pe zi, că ăsta era salariul atunci. Ok. Noi le dăm $1 și un pic la unii care erau mai... Bun. Și v-ați făcut echipa? Și am făcut echipă, da. Cu întâmplar, am încoa, ăla care își punea cu ei din păr, nu avea buzunare. A zis o fază, cât era camera oprită, a zis o fază cu ăla cu dansantă. Da, ce meserie e tu, mă, dansator? Bă, tu înțelegi că noi ne facem case. We building houses. Ok, I like to... Îmi place să dansez. Da, bine. Și l-a apucat dansul așa? Da, din când în când le dădeam pauză. Crazy, bagi un dans. 5 minute, gata. Le dădeam 5 minute de pauză, le dădeam pe la jos pe schel. Haide mă, hai, lasă-l pe ăsta să dansezi. Da, foarte bun dansator. Stătea în cap și se învârtea în cap, cum vedem. Da, n-ai, nativ, nu? Cred că pentru tine era ceva rău. Numai... Normal! Ce bă. Și ce fel contorsionist de la... Să făcea ghiem și arc și să pe spate și pe toate nelea. M-am ajuns la hotel, am dat reprezentații, mai târziu când ne-am mai ajuns și noi cu nelea. Mm-hmm. Bun, ce v-ați făcut echipa? Practic v-ați apucat de treabă. Da, și am avut case. Încet, încet. 2 ani de zile. Păi da, am trecut și la alte lucruri mai... Cam câte case ați făcut? 20, 25. Da, zero. Da, am avut și alte lucruri. Da, de la sub zero, de frișat, tăiat bananii. Deci, ca să înțeleagă lumea că cred că sunt mulți care sunt la fel ca mine. Eu când mă gândesc Africa, zic deșert. Zic, nu. Noi am fost pe Acra, pe o zonă costalieră, pe malul Atlanticului, două sezoane, două anotimpuri. Uh-huh. Unul ploios, unul secetos, dar influența Atlanticului și un pic de munți pe la Aburi, pe la ăsta. În sezonul ploios chiar ploua. În fiecare zi, între 12 și 1, ploua.
20 de minute, o jumătate de oră, torențial. Deci o jumătate de metru. Practic, au și, aveau și sisteme de a conserva apa? Nu. Ok, bun. Nu. Apa de la comună era o dată pe săptămână, marțea, de la 8 la 10. Cum avem noi pe vremea Ceaușescu TV-ul, bine, noi aveam fiecare seară, îi avea o dată pe săptămână. Deci apa curgea, apa pe țeavă, curgea o dată pe săptămână, marțea, de la 8 la 10. Dacă nu erai în stare să te oprești apă în cad, în ceva, în vase, în pungi, în bidoane, nu te spălai. Nu era vorba de apă de băut. Deci nu te spălai. No, bun. Și cumpărai apă la pungă, oho, sau la gând. Ai avut ceva întâmplări, nu știu, cu pistoale și cu arme, haioase. Ai avut ceva, haioase, ai pătit ceva, da, amuzant, așa? Colegi cu tot felul de șerpi, de insecte care te mănâncă, care te omoară. Rugăm și noi pe cineva din public, dacă poate să ne ajute și pe noi cu acea pisicuță. Cu pești zburători, otrăvitori, pești care cresc în iarbă. Pești în iarbă? Da. Pui mâna pe un smoc de iarbă, ridici și găsești un pește. Da, e ușor, e greu de imaginat așa ceva. Te-a mușcat vreun șarpe? Nu. Te-a mușcat scorpionul? Nu, foarte aproape am fost de scorpion și să îmi las oasele acolo. Te-ai pățit ceva cu elefanții? Am vrut să cumpăr un os de elefant, dar nu încăpeam mașină, că eram cu o mașină mică, prea mică. Ok. Deci n-ai pățit niciodată din asta? Câini? Am avut întâlniri, crocodile. Te-a mușcat crocodile? Nu, am ferit. Păi înseamnă că tu ești brosuile, să greu de ce. Nu, am avut grijă de mine. Chiar am avut. Okay. Care-i, na, pericolul iminent acolo? Care-i cel mai mare pericol pentru ei? Sau pentru tine care te duci? Na, european te duci în Africa. Căldura, în primul rând. E așa de greu să reziști? Da, e foarte greu. 10-12 litri de apă pe zi nu erau suficienți. Oho. Dar ei, în schimb? Era o perioadă din an în care și ei sufereau. Decembrie, armatanul, vântul din deșert. O ceață reducea luminositatea. Un fel de eclipsă finuță la noi, scădea temperatura, scădea 20-22 de grade, se îmbrăcau mănuși, căciori, haine groase, very cold. La câte grade? 20-22, scădea de la 40. Și tu te... Da, noi ne simțeam bine în pantaloni scurți și maio, la 22 de grade. Da, ei își puneau pungi de plastic să legau. Da, era frig pentru ei. Te-ai îndrăgostit acolo, Sole? De femei, nu. De bărbat, de ce? Nici. Dar foarte multe chestii care nu credeam că există, că pot exista în mărimi naturale. Cum ar fi? M-am îndrăgostit. M-au marcat chestii naturale, foarte mult. Nu știu cum îl cheamă, 8 metri în diametru. Un copac, care se vede la 40 de km departare și care are 500-600 de ani, nu știau ăștia să-i aia vârsta, să-i estimeze vârsta. Da, te simți un nimic lângă un pom de la. Care știi care are 500 de ani și care... Normal. Da, și m-au... ăștia care mâncăm noi, cum îi cheamă, ananașii, care cresc liber. Cresc pe câmp, cum sânjenii, cum cresc sânjenii la noi. Îi găseai așa? Da. Și bananele? Și bananele deschidei geamul și luai eu două banane, dădeai bani pe ele. Și portocale care le luai cu... $5 luai un portbagaj de portocale. Și la noi, în comparație cu $5? Da, și nestropiti și ne... de la, și naturale? Naturale, da. Dar a avut dramă ceva, nu știu, un moment ăsta... Da, drama era sărăcia cu și... Nu, pentru tine, nu pentru ei. Și încă o chestie naturală care m-a
impresionat liliecii. Am trecut și noi când am venit pe aici. Pe erau colonii de lilieci în, mai aproape de capitală de Acra, de acolo, milioane, sute de mii de exemplare, sunt unei ca afară când se lăsau pe pomi. Deci, efectiv, ziua în amiaza mare când li se... Dar erau inofensive, adică pentru oameni, nu? Sunt inofensiv pentru oameni, dar comestibili. Mâncare? Găseai la restaurant ciorbă de liliac, da. Și ai mâncat? Nu, nu, n-au curajul. Mai mari decât ai noștri, Batman de adevăratele, undeva la un 25 de centimetri anvergura aripilor. Dar, datorită mărimii și numărului, când s-așezau, efectiv se întunecă, se înnora afară, chiar dacă era soare. No. Și se făcea umbră pe bulevard, datorită liliecilor. Da, o chestie care nu poți să o vezi decât pe Discovery, probabil. Mi-ai zis și mie, dar nu le-ai zis și lor. Da. În perioada în care ai fost plecat în Africa, ți-a murit cineva drag. Da, se întâmplă, după 3 săptămâni am aflat că a murit mama, nu erau posibilități de comunicare pe vremea. Cum ai aflat? Era început. Aveam un vecin de casă pe care îl mai sunam din când în când, când mai avem și o bănuț și timp. Și îmi întreba, ce mai fac aia bătrân? Am zis că alaltă ieri sau, mă rog, 3 zile lor m-am îngrupat-o pe... Pe mama ta. Tantieva, da. Și n-ai putut să te întorci? N-ai putut să vii? Ai, nu, păi, nu era chiar așa ușor. Trebuia viză. Până am obținut rezidență, dintre între săptămâni trebuia să mergem la consulat, să prelungim viza de lucru temporară. Aveam dreptul, nu știu cât, 10 ori sau de 8 ori. Aia, prin intervenții... Ai întâlnit și români acolo? Alți români, în afară de Sfântul ta? Unul singur. N-am avut... România nu avea ambasadă în Ghana pe vremea aia. Colegul ăsta meu avea... Nu și-a prelungit pașaportul în Italia. Nu l-am făcut eu. Și a expirat pașaportul în Ghana. Deci nu putea să mai plece. Pașaportul fiind expirat. Și a trebuit să și-l prelungească. Mă ajută, mă ajută, mă. Patronelul, mă, cu pile. Da, cu o cunoștință de-a lui fost colonel pe la ăștia, pe siguranța statului acolo, și a zis, nu, sunt decât două posibilități, să căsătorești sau își plângești pașaportul la o ambasadă română. Și s-a căsătorit? N-a vrut să căsătorească, n-a vrut să căsătorească nemernicul. De ce? S-a căsătorit cu român, că s-a căsătorit cu român, că treaba lui, na. Păi, bine, bine, dar acolo... Nu, deci n-a vrut. Și a zis, nu, mă, nu mă însor eu aici, am gara, ce ești nebun. Și deci, mai... care era motivul? N-a vrut el, dar puteam, cum, băi, Mihai, punem așa în soarte, dacă vrei să mai mergi acasă. Și cea mai apropiată ambasadă era Nigeria, dar era război civil de câțiva ani și nu avea nimeni curaj să ducă Nigeria. Și mai era Kenya. Da, era pe partea altă, al Africa. Și cineva am avut un vecin de casă, un bulgar, era mare șef la o fabrică, care stea vărul ambasadorului Bulgariei în Ghana. Și ăla ne-a văzut pontul, zice, hai mă că vă trimite la cineva, consul economic al României în Ghana. Nu vă ajută, dar ideea vostru român. Și ăsta a fost singur român care l-a cunoscut în Ghana. Român, român ce am mai cunoscut. Și ne-a dat asta acasă și ne-a zis, băi, l-a sunat pe unul Victor Stănculescu, nu ăla cu piciorul, cu Ceaușescu, potriveală din nume. Ambasadorul României în Nigeria. Eu nu știam nici pe ăla, nici pe ăla, am zis doar așa, am dat și din cap să pare inteligent. Da, o potriveală din nume, Victor Stănculescu, am făcut așa, zic, bă, zic, unde e, da, foarte amabil tipul și a zis, treaba asta cum ajungeți acolo. Aveți grijă că un pașaport european, alb, se vinde cu 5.000 de dolari. Îți ia gâtul cum ai ieșit din casă, ca să-ți ia pașaportul. Păi și ce făcea cu pașaportul? Îl falsifică și îl vinde, îl revinde. Deci un pașaport de alb, așa, pe vremea aia se vindea în Ghana cu 5.000 de dolari.
Îți lua gâtul tău ăsta în șanț și îl lua pașaportul și treaba lui, da. Mihai, descurcă-te. Ai avut ceva... Nu era pentru, era pentru un amic. Zic, ai avut ceva probleme așa, nu știu, pe o care... pistoare la cap și alte chestii. Mulți amici italieni, ca și noi, da, seara după muncă, unde mergem. În jurul capitalei o grămadă de cluburi, o grămadă de pub-uri, o grămadă de, mă rog, săli de distracții, cu biliard, cu jocuri mecanice, hoteluri, recepții, cazinouri, așa? Și era un șofer. Și ceam, în schimb, deci nu mă plăteau, doar îmi plăteau consumația. Beam și eu un cola, un șpriț, un whisky, un coniac, ce beau acolo. Și mă făceam pe șoferul. Puteai să bei și să conduci în Ghana fără probleme de alcool, dar aveai probleme cu opritul și legitimatul în trafic. Mai ales poliția militară, ăștia polițiștii erau mânjiți, că le dădeai un dolar, doi dolari, că mai treceai pe acolo ora și se închidea fiecare seară, se închidea dimineața, se închideau porțile, barierile. Da. Okay. Toate intrările și ieșirile din oraș, seara... Și care povestea cu pistolul ăsta? Poliția militară întâi îi spunea pistol la cap și după aia te întreba, cerea pașaportul, actele și ce ești, mă, libian. Am avut barbă, multă barbă. Păi și multe bări. Tu te-ai zis că ești libian? Nu, am spus că sunt român. Și a zis că ce e România? Păi zic că sunt din România. Ce e România? Zic că o țară din Europa. Nu există România. Mă, România e din Europa, nu? Europa e Germania, Italia, Franța. România nu e, țătă e libian. Și încărca pistolul. Nu puștim. Băi, zic, stai, am pașaportul în mașină, dacă îmi dai voie să dau mâine jos la ceafă, să dau pașaportul, îți arăt din România. Și era cu pașaportul din România pe care scria România. El își spunea, nu, că e fals, că ești libian. Aveau ceva cu libieni, pentru că aveam barbă. Aveau ceva cu libieni. Da. Da, nu? S-a împăcat. Ok. Tu, oricum, tu, ca să înțelegeți, o să vă punem niște poze, arăta... Arăta. Ca nu, ca un libian. Nu era el. Ca un libian, da. Nu cred că Sorin din 2000-2002 are o treabă cu Sorin de acum. Nici nu cred. La înfățișare. La urmă, asta înseamnă evoluții. Da, înainte, nu? Da. Îți amintești? Bine, uneori plăcere. Ce s-a fost singurul? Ai avut altercații cu cineva pe acolo? Bătăi. Nu. Au mai avut ăștia muncitori între ei. Să puteau pe muncă, bă, de ce faci, de ce te încuiești tu peretele ăsta, că vreau să-l te încuiesc eu, că la un moment dat îi plăteam la cantitate, nu îi plăteam la zi, că nu îmi convenea nici mie, și eu luam niște bani cu măsură, trebuia să-mi rămână și mie ceva, să-mi acopăr cheltuielile și traiu și, da, să bătăm, lasă-mă pe toți banii ajungeau la tine, de la șeful tău, prima dată, deci toți banii ajungeau la tine. O sumă pe care ți-o dădea el. Nu, banii ajungeau la urmă, luam marfa pe, hai spun, pe credit. Nu, din depozit, vorbesc de banii oamenilor. Da. Și la săptămână îi plăteam banii. Da. Ai înșelat oameni? Nu, niciodată în viața mea. Îmi făcusim o stație, avem un 386 făcut din surcele, din gunoaie, cu imprimante. 386, un calculator, o să vă arătăm. Da, pionierat. Da. Conecta cu, aveam un Teodolit, Leica Wind Driver, se chema, pentru ridicări topul. Antice pentru ei, că majoritatea oamenilor care se uită acum, poate că nu știu. Acum sunt antici, dar vremea aia, să ai un ridicător topo pe care să poți să legi la calculator, fii și la un 386. Și spune că la un moment dat ai început să, cum să, să te simți mai... Am început să mai bine evoluez. Cacamaca de mecanică auto din Românica, tataia, ăla șiful, când avea câte o lucrare mai mare. Ți-o dădea ție? Nu mi-o dădea mie, eu dădea altuia, dar spunea, nu te apuci de ea până vorbești cu Sorin. Aha, un fel de sfătuitor. Da, consilier. Advisor, dar ăla vinea și dădea mâna cu mine, băi, eu sunt Giuseppe, arhitect. Eu sunt Sorin mecanic. M-a trimis taricoane la tine, uite, astea sunt planurile, aici vreau să fac, aici avea o canalizare, aici avea un bloc, 6 avea mare etaje, avea... Tine. Bă, ți-a zis și eu ce, nu, că a zis tata aia, dacă nu, nu-i dăm... Am mare credere în tine, să înțeleg. Da.
Ok, bun. Și ai cum ai ajuns în Togo, na? Ei, în Togo am fost în vizită. Deci, stai, Togo e nu la e la 40 de kilometri. Nu, Togo am fost în vizită într-un weekend. Ok. Și cum a fost în Togo? Într-un, ca în România, ești până la Bogza, numai găuri, numai gropi, vreo 40 de kilometri între capi. 70 de kilometri, de fapt, între Accra și Lomé și capitala lui Togo. Mm-hmm. Dar ca după bombardament. Bine, un chip, vele, nu poți merge mai mult de 10 pe oră, nu poți cât cad roțile. Am mâncat o friptură, am băut un suc și ne-am plimbat un pic până capitală. Capitala e franceză. Da. Deci e o diferență notabilă între Ghana și Togo. Și am văzut aia cu... ți-am arătat-o. În Ghana n-am văzut. La ăștia, la Togo, am văzut un talcioc de voodoo. Voodoo Market. Uh-huh. Chiar așa se chema, Voodoo Market. Cu oase de elefant, cu picioare de iepuri, de căprioare, care se care cumpere amulete. Da, nu au și un colier. Da, păi... deci te doarificatul, ia de colier ăsta. Ia pe ăsta cu trei degete. Da. Cine ți-a zis, bă, ce pui mă dore urechi, iau picioare de maimuță. Și mergea? Nu știu, îmi trebuie pe ei. Da, eu am luat un os de elefant, de amuzament, de aia. Mihai, ești nebun, nu încapi mașină și nu încăpea mașină. Ce te-a făcut să cumperi osul de elefant de atunci? Nu, de frumusețe, că era mai scump un picior de iepure decât un os de elefant, decât un femur de elefant. Uh-huh. Deci era paradoxul la voi, cât am mai osul 2 lei și o leagă de lăbuță e 5 lei. Ai călărit elefanți? Nu, nu erau. N-am văzut elefanți în... am văzut la zoo, la grădină, dar în libertate nu. Nu, n-am văzut animale în libertate. Vreo 2 câini, vreo 2 pisici, vreo 2 pisici că să mănâncă și aia și aia. Okay. Chiar își făceau, organizau vânători de nutri, de nurci. După aia le găseai la marginea drumului, ți le dădeau la vânzare. Șerpi? Șerpi, nu toți să mâncau. Șerpi am văzut în libertate, am trecut cu o mașină peste un piton într-o noapte de m-am plictisit și el a avut nicio treabă, îi plăcea. Mare? Deci, partea asta, nu mare, la un 10 cm în diametru așa, dar lung. La vreo 6 metri. L-au împușcat, după aia am auzit dimineața că l-au găsit și l-au împușcat. Cine l-a împușcat? Aveam pază la noi unde dormeam acolo. Bază militarizată. Aha. Care păzeau. Deci au doar pe... dormeau albi acolo. Dormeam. Da, nu. Și cu scorpionul, cum era să te muște scorpionul? Scorpionul la muncă, l-au adus cu mașina de piatră. Din carieră, vinea mașina de piatră. N-am urmat sfaturile, stai cu cizme și pantaloni lungi, la 40 de grade stai tu. Da, ok. Da. Și l-a văzut asta, Nicu, Casey. Și-a aruncat cu un lemn după el și a strigat la mine. S-a urcat și pe bocan ce aveam, bocan de ăștia, aveam, nu știu, de muncă. S-a urcat și pe bocan, cum mai aveam un pic să mă ciupească. Putea să mă ciupească, putea să, doar să plimbi pe mine. Și băteai ceva? Mori, ce bunica să-ți facă scorpionul de 16 cm. Da, nu știu, gen, toți scorpionii sunt venenoși sau eu nu prea... N-am încercat... Și după aia, după la omoră, nu? Da. Și l-a mâncat? Torcită. Nu, l-a mâncat. Băi, stai un pic, ai zis că au mâncat șerbi, au mâncat pisici. A câștigat $20, l-am plătit cu $20, că m-a salvat, n-a. Aaa, deci ai făcut... Da, păi, gest. Când salvează cineva viața... Uite-o la bani. I-am dat 2 săptămâni avans, cum a revenit. Bine. 3 săptămâni de muncă. Salariu pe 3 săptămâni. Da, bine, l-a meritat. A făcut și un dans? Nu. Nu? Nu, mai țin minte că nu am mai fost bun de multe chestii, multe vreme după treaba cu scorpionul. Te-a schimbat? Am vin acasă, nu să... aia. Ai vrut să pleci? Da. Cred că n-ai, pe moment nici nu știu dacă ai conștientizat neapărat pericolul care a fost. Da, nu, pe moment nu, zic, măi, nu m-au omorât malaria, nu m-au omorât alte, tot felul de insecte, șerpi, mamba, care la orice pericol în Africa, deci ce vedem noi astăzi, ce vedem noi pe Discovery. Da, nu, e rupt de realitate. Adică? Pericolele sunt mult mai mari. În zone relativ civilizate, o vorbesc de
dincolo de șosea. Sate și sau... A, nu, acolo n-ai nicio treabă, nu te păzești nimeni, e nimic. Nu te păzești nimeni și mai mare pericol. Nu știi, da, nu. Junglă. Te-ai schimbat fizic toată treaba asta cu afile? Fizic, da. Din octombrie până în decembrie, în două luni, am slăbit 20 de kilograme. Oho! Dacă o considerăm schimbare fizică, nu? De asta, asta m-ai întrebat. Mental te-a schimbat? Toată perioada? Da, la început, la început, da, din jucături personale, și am zis, nu mă mai întorc. Gen, nu ai mai văzut. Da, zic, nu mai pară unic. Dar cum de nu ți-ai găsit nicio femeie acolo? Nu știu, da. N-am vrut și nu am avut... Ai avut ocazia? Ai cum? Am cunoscut românci, bine, mai târziu. Fete de bar, de-astea am legat legături așa. Ai avut vreo relație cu vreo femeie? Oh, da. Din... Deci relația ai avut, cum ar veni sexual. Da, da. Îl da și poate, dar și nu... Cum sunt în, nu în comparație cu... În comparație cu europeni. Ai dat și de vreun cur brazilian? La da, bine, e zotismul. Să nu fii reținut că e soția ta aici, că ea nu, nu știe. Dar nu, va ști, nu, că nu era un secret. N-are legătură cu mine, era viața lui atunci. N-am secrete, n-am aia. Ca și la noi, ca și în Europa, ca și în altă parte. Culoarea pielii le dezavantajau olfactiv. Aha. După un sfert de oră, cu tot dușul, cu toate spray-urile, cu toate de alea, dacă nu stai n-ai treaba, începea să miroasă. Pigmentul pielii degaja un miros acut, aspru, aiuti. Da. Asta e inactiv, nu știu. Da, dar nu, e natural. Acum, după ceva n-am ce să povestesc. După... Din asta de vedere. După 18 ani, hai, 17-18, te mai întoarci? Da. M-aș întoarce cu șefa numai ca să suferi și aulea cât de călduri, cât am suferit. Aaa, să pedepsești pe ea. Deși îi place căldura, îi place la căldură. Prima întrebare vine de la Dani Alex, Dani Alexe, mă rog. Cum s-a descurcat cu limba? Engleză. Protectorat englez până în 57, limba oficială. Îmi aduc aminte dialectul, cum se chema a lor, și de engleza. Deci, aveau două limbi oficiale. Deci, Sorin stă bine cu limbile, s-ați liniștit. Hai, nu bine. La modul bun. Acceptabil. Da? Spun. Ramiro cu 2 de râ, 7 zice, cum e poliția în Africa? Deși ai zis... poliția, un polițist la 27.000 de locuitori era atunci. Deci la o populație a Bugeștiului, 40% dintr-un polițist. Deci, foarte salarii mici, uniformă neagră. Vorbesc de poliția comunitară. Aveau poliția militară bine pusă la punct. George Filimon, 24, zice, cum sunt persoanele de acolo, gen populația? Triburi. Hai să le spunem găști la noi. Afectuoși. Spiritul de trib foarte bine dezvoltat. Legașcă. Hai să spunem familia lărgită. Mm-hmm. În cadrul aceleiași rase, musulmani, erau toți musulmani, își pierdeau un membru al familiei, văr, frate, soră, mă rog așa, să marcau prin, să tăiau efectiv cuțitul. Un trib, unul din ele pe frunte, altul pe obrazul drept, alt trib pe obrazul stâng, altul pe antebraț, după asta îi cunoșteai. Tu ești din clanul sportivilor, da. Sau vorbesc așa de grupuri. Să celebra decesul, să bocea la naștere. Ok. Deci omul când
plecași. Decesul s-a anunțat cu surile și trâmbiței, cum spunem noi, pe stâlpi. Mâine la 12 celebrăm funeralii lui Gheorghe. Aha. Și veneau cu dansuri, cu cântice, da, cu mese intense, ca scăpa de greutăți. Sunt Sebi 11, zice, cum se uitau oamenii la tine, gen că ești de altă culoare? Vedeau un socotei mic cu semnul dolar și cu două liniuțe așa. Ah, deci vedeau bani pe tine. Dar nu te chemau, foarte puțini spuneau white man, rich man. Deci te chemau bogătașule, dar nu conta că tu erai flământ. Dacă aveai altă culoare albă la piele, erai bogat. S. Lauri 97, adică pisoiul, oricum și noi, zice, este adevărat că alimentația africanilor este este pe bază de banane? Nu, 8% pe vegetale. Okay. Și nu pe banane. O specie de banane care se cheamă plantain. S-a găsit și în România, am văzut. Știi de așa? Încă o întrebare care cred că e răspuns deja, dar e de la altcineva. Radu.mit zice, oamenii de acolo, ca societate, cum se comportă? Mai cu bun simț ca în România? La relațiile interumane aș putea să spun că da. La relațiile cu mediul, nu. Și să răhățesc în mijlocul curții, în mijlocul drumului, aruncă gunoaie. N-au nicio treabă. Dar ca relații interumane, la și noi suntem lumea a treia. Da. Cătălin Grigore, unul zice, este un trai decent acolo? Poți crea un viitor de succes? Greu de spus după 18 ani. Acum, da. Cred că da. Fiind în satelitul capitalei, dacă ai un pic de spate, da. Deci cu un pic de cunoștințe, de pic, cum spuneam. Okay. La soi de la zero. Unu Ionuț 108 zice, acolo prețurile sunt mai scumpe sau mai ieftine? Foarte ieftine. Erau atunci. Guvernul a saltat prețul la benzină cu 20%, adică cum am vorbit noi acum, de la 1 leu la 1 leu 20 litru. Și au făcut grevă șoferii de taxi. Și s-a blocat tot. A, da, ok. 3 zile. Ionuț.zkv zice, ce am mâncat? 6 luni o zi ketchup, o zi maioneză, de la o stație Peco. M-au curat să mănânc altceva. Cu pâine. Ok. David.priescaru7 zice, e chiar așa de rău cum se spune? Adică că nu e mâncare, că nu e apă, că sunt condiții mizere? Nu, este mâncare și apă și condiții mizerii în același timp toate. Dar nu văd pe cineva care are curajul să cumpere o pungă de apă. În Africa, cam cât e salariul minim pe economie? Cătălin.florescu6. Cât era atunci, da? 45 pe zi. Adică la lună? $50. Păi, faci tu ori 2. $8. $10. Pe lună. Pe lună? 20. Până 20. Minim. Ok. Da. Mie îmi dădeam noi de mai mult, că eram străin. Îmi pare rău, dar gen, am ieșit noi jos o mață festivă, să ținem un banchet jos. Întâlnirea pensionarilor războiului întâi mondial și da, așa. Negrulescu Mihai 080. Cam nu mi-e predestinat, Negrulescu. Da. Chiar este atât de sărăcie? Da, am văzut oameni despuiați. Nu, goi. Vreau goi pe stradă. Deci oi erau nu neapărat paria. Erau cei mai săraci oameni. N-aveau nici măcar, nu se oboseau să-și caute o cârpă pe gunoi și o pună în jurul. Da, ok. Da. Ai văzut și femei? Păi când am spus oameni. Păi, adică aveau și ei măcar. Te uitai și tu după ele? Da. Normal că am văzut și femei. Că și aia sunt cam jumate-jumate. Aveau floci? Da. Siguranță. Tot negri. Alin Alexandru B. zice, cum erau oamenii de acolo? Uniți? Își dădeau unul altul sau? Nu. Nu dădeau? Nu, rivali. Rivalitatea era moștenită, mă rog, sanguin. Ok. Bătăi între triburi. Între triburi. În trib nu. Era unul șefului de trib. Radu Gabriel. Fidel Castro. Cred că nu e.
zice, cum a rezistat timp de 2 ani acolo? Și semnul aplauzei, adică ți-a aplaudat. Da, 6 luni foarte greu. După aia lucrurile și-au revenit. A fost foarte ok. Și apropo de asta, un cunoscut mi-a zis că o persoană care trăiește, rezistă mai mult un an în Africa, nu s-a mai temut de nimic în viață. Și așa e? Se pare că da. Lucian Cornuleț zice, erau oamenii rasiști? Da. Cobianu Sergiu 47 zice, cum se zice milsuci în africană? Vasilica ta stama, nu? Așa. Eu mi-am luat toate întrebările. Da. Fii atent, întrebare, Sorin. Eu sunt Alex, zice, cum sunt negresele la pat? Fierbinți, na, un cuvânt. Na. Cum? Da, nu sunt. Transpirate. Cum sunt în Africa, sunt și în Italia, sunt și în România, tot negresi sunt. Nu? Finsta Cristi Barbu zice, se plătește mai bine în Africa decât în România? Ce? Se plătește, dacă se plătește. Negresa? Munca? Nu are treabă. Munca? Dacă se plătește mai bine. Să plătească mai bine în Africa. Așa. Cum e vremea? Costi F123. Cum e vremea iarna în Africa? Foarte cald. În decembrie și ianuarie cele mai călduroase luni. Armatanul, vântul ăla din deșert. 3 săptămâni, 20 de grade, când e foarte fric, toți umblă cu căciul și cu șubii pe ei. Ok. Denis Adrian zice, cât a câștigat? Vreo 6.000 de dolari pe vremea aia. În toată perioada? Da, după ce în 6 luni am făcut gaură de 4.000 și ceva, am dat banii înapoi și la sfârșit am rămas cu. Ok. Jess01090 zice, câtă apă ai băut pe zi? Ai băut 12 litri aveam zile. Ai băut destulă apă? A fost destulă apă? N-a fost destulă. Dar am băut cât am avut. Ok. Cred că am dat mai mult de 1000 de dolari pe apă. Ok. Cristian.ihk zice, ce limbă vorbea acolo cu oia cu care muncea? Engleză. Engleză. Prieteni, cam asta a fost... interviu documentar al nostru. Sper că ați avut curiozitate și v-ați auzit răspunsul în clip. Asta e cea mai importantă chestie. Și dacă aveți vreo întrebare neapărat care necesită răspuns, nu uitați să ne lăsați în rubrica de comentarii. I-aș face și lui reclamă pe Instagram, dar nu are Instagram și nu cred că are nevoie de follow pe Instagram. Dar nu uitați să mă urmăriți pe mine la Jegosul Suprem pe Instagram. Follow acolo, că postez zilnic chestii irelevante și care vă fac să râdeți, cred eu despre mine. Like la acest clip, subscribe dacă nu sunteți abonați și ne auzim data viitoare.